sunt fericită, e primul an când reușesc să ajung la Sfânta Cuvioasa exact de hramul ei. E o bucurie mare, o iubesc mult pe Sfânta, m-a ajutat foarte mult și nici nu simt sincer, am stat 8 ore la rând, dar cred că harul, bucuria de a fi aici și ea m-a ajutat încât să nu simt oboseala. Și ne rugăm pentru sănătate, pentru fiecare ce are nevoie și pace în lume. Din ajutorul acesta bănuiesc că e de suflet, dar ce se poate povesti? Ajutor nu numai sufletesc, cât și fizic. M-a salvat dintr-o chestie din care, adică doctorii spuneau că nu știau care era cauza, mi-au dat mai multe feluri de pastile și așa mai departe și până la urmă s-a rezolvat. A fost o minune, clar, nu contest asta. Atunci când doctorii nu mai au o soluție sau nu au o rezolvare, nu cunosc cauza unui lucru, intervine Dumnezeu și prin Sfinții Lui. Sfânta a fost tânără, așa ca tine. Ce avem de învățat noi de la Sfânta Parascheva, noi cei de astăzi? Grea întrebare, dar avem de învățat cu siguranță multe. În primul rând, cred, smerenia, care fără smerenie nu se poate apropia nimeni de Dumnezeu, rugăciune și depărtarea de sufletește de cele lumești, că noi trăim practic în lume. Ideea e să nu ne atașăm foarte mult de tot ceea ce ne înconjoară, ci să folosim lucrurile astea spre binele nostru, într-un scop bun. Ne rugăm pentru înțelepciunea lumii și pașii în țara noastră și pentru copii să aibă înțelepciune și bunătate și blândețe pentru ăștia bătrâni. Să pașim cuvioasa ne ajută, cuvioasa Parascheva ne ajută întotdeauna. Și credem în Sfânta Cuvioasă Parascheva. E al patrulea an când venim și mai venim să fim sănătoși. De unde veniți? Din Călăraș. Din Călăraș. Și ați adus și copiii? Și la copii rând, și aici? Adulți. Suntem un grup. Dacă vă întoarceți, înseamnă că simțiți da, ajutorul. Da, simțim slavă Domnului. Ești aici cu cine? Cu mama. Cu mama. De când v-ați așezat la rând, mai știi? De la 7, cred. 7 dimineața și acum e 3 după amiaza, nu? A fost mult timp, ai avut răbdare? Da, pentru că am avut și trotineta cu mine și nu m-am plictisit deloc. Am înțeles. Dar de ce ai venit să stai la rând la Sfânta Parascheva? Puteai să mergi în parcul de joacă, nu? Ți-ar fi zis cineva. Tu de ce ai ales să vii la Sfânta? Păi am ales să vin să mă rog, că așa ar fi bine. E bine să acordăm timp și sufletului nostru? Da. Și ce vrei tu să o rogi pe Sfânta Parascheva? Să fie pace în toată lumea. Și să aibă toată lumea parte de sănătate, cam atâta. Doamne ajută!